Absolvenții giurgiuveni care nu au reușit să se angajeze după terminarea școlii au șansa să își găsească un loc de muncă prin participarea la bursa destinată lor. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu organizează vineri, 27 septembrie, bursa locurilor de muncă ce le este adresată tinerilor. La acțiune sunt invitați să participe toți cei interesați, absolvenți cu studii medii și superioare, însă vor fi primiți și tinerii care se află în căutarea unui loc de muncă și nu mai beneficiază de indemnizație de șomaj. Nu doar oferta în sine este un obiectiv pentru tineri, dar cu prilejul bursei, sute de tineri în căutarea unui loc de muncă au ocazia să ia contact cu ceea ce se întâmplă pe piața muncii, să vadă ce meserii se caută, cum se completează un CV și o scrisoare de intenție necesare angajării. Pentru această acțiune și-au anunțat participarea un număr de 67 de agenți economici care oferă aproximativ 400 de locuri de muncă pentru absolvenți. Domeniile de activitate cele mai importante sunt confecții, construcții, agricultură și servicii. Locurile de muncă oferite de către angajator se adresează în principal persoanelor cu studii medii, dar sunt și locuri de muncă adresate persoanelor cu studii superioare. Angajarea absolvenților aduce o serie de subvenții și facilități și angajatorilor. Unul dintre avantaje este acela că firmele care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenții ai unor instituții de învățământ sunt scutiți pe o perioadă de 12 luni de plata contribuției datorate la bugetul asigurărilor pentru șomaj aferent absolvenților încadrați. În municipiul Giurgiu, bursa se va desfășura începând cu ora 9 în incinta restaurantului Miorița, iar în orașul Bolintin Vale, la sediul bibliotecii din localitate.